Pagini de Pateric. Din povestirea uciderii sfinților părinți celor din Sinai și Rait. Fiind înștiințată mama tânărului acela ucis în Sinai, că așa împotriva barbarilor vitejește s-a nevoit și chiar în chilia în care sihăstrea a fost înjunghiat și a primit acele rane nenumărate, fără măcar a ieși din chilie sau haina călugărească a o dezbrăca, și că nu s-a supus barbarilor nici atunci când aceia s-au făgăduit că nu-l vor omorâ dacă va face voia lor, ci bărbătește împotriva barbarilor a stat și moartea vitejește a răbdat. De acestea, dar, zic, înștiințându-se mama sa cu fapta, a arătat și ea înrudirea către dânsul, arătându-se maică bună și adevărată a aceluia. Îndată, haină luminată împrejur punându-și și portul tot spre chip veselitor schimbându-și, și-a întins mâinile către cer și a înălțat către Hristos glasul acesta: Ție, Stăpâne, ți l-am dat pe copilul meu și el s-a mântuit și acum și în veac. Ție ți l-am încredințat pe tânăr și păzitor al acestuia pe tine te-am pus și mi s-a păzit întreg cu adevărat și nerănit, căci nu gândesc cum că a murit sau că și-a sfârșit viața, ci socotesc că a scăpat de ispita a tot păcatul. Nu că s-a rănit trupul și amar sfârșit a răbdat, ci că sufletul curat și fără prihană l-a adus acolo și Duhul neîntinat într-o ale tale mâini l-a pus. Eu junghierile și ranele le socotesc ca pe niște cununi. O, și multe altele de ar fi încăput trupul său, fătul meu, ca mai multe să-ți fie ție plățile. De aici mie plățile purtării în pântece mi-ai răsplătit, de aici răsplătirile durerii mi-ai dat. Ce dar? Nu mă vei lua oare și durerilor împreună suferind? Mă pun dar și eu părtașă cu tine la nevoințele tale. Nevoit tu te-ai și eu într-o nevoință mă îndulcesc. Stătut-ai împotriva mâniei celei barbare, eu stau împotriva tiraniei firii. Tu de moarte n-ai băgat seamă, iar eu mai presus de cele trupești cuget. Tu durerea junghierii o ai suferit cu răbdare, iar eu, îndurerată fiind întru cele din lăuntru, sufăr muncirea. Deopotrivă numai decât cele ale tale sunt și ale mele. Tu cu amărăciunea durerii biruiești, eu cu lungimea vremii covârșesc. Măcar că ți-e foarte dureroasă și într-un ceas cu adevărat s-a făcut moartea, eu lungă durere trag și blând și cu mulțumire o port pe aceasta, fiind încredințată că trăiesc lângă Dumnezeu viață nestricată, crezând că nu după mult timp te voi avea acolo ajutor bătrâneților, când într-un chip oarecare vasul acesta de lut, trupul meu mi se va sfărâma și către veacul cel de acolo va merge. Punând eu acest fel nevoitor lângă Dumnezeu și fericită între maici fiind, fericită iarăși sunt eu că îndrăznesc cu adevărat a mă lăuda, că de aici în Hristos te-ai dezlegat și veșnic lângă acela fiind, te-ai împărtășit desfătării celei negrăite și veșnice.